Informația de ultimă oră are legătură cu evoluția COVID-19 în România. 3240 de cazuri noi raportate în ultimele 24 de ore, dar foarte important, numărul de teste e unul extrem de redus, sunt 11.445 de teste în ultimele 24 de ore. E o situație specifică, tipică weekendului, zilor de duminică, dar uitându-ne pe cifrele importante în ceea ce privește ATI-ul, de exemplu, în continuare numărul de cazuri e de peste 1000, mai exact sunt 1076 de persoane internate la terapie intensivă. Ne uităm și peste distribuția în municipii, în județe, a evoluției COVID-19 în ultimele 24 de ore, împreună cu colega mea, Andreea Georgescu, e alături de noi. Andreea, mulțumesc tare mult că ești cu noi. 889 doar în București. Conduce în continuare, nu? Capitala, cel puțin la număr de infectări în ultimele 24 de ore. Da, cele mai multe cazuri raportate în București, așa cum ne-am obișnuit de altfel. Se și testează foarte mult în capitală în raport de orice alt municipiu, cam 8.000 de teste într-o zi lucrătoare, ceva mai puțin e adevărat într-o zi de duminică, însă cele 889 de cazuri raportate pentru ultimele 24 de ore duc Bucureștiul peste o incidență de 5 la mie, 5,14. Chiar după o creștere susținută în ultima săptămână și vedem că nici 3 săptămâni, 3 săptămâni exact, 3 săptămâni. Am ajuns de la 3 la mie la peste 5 la mie. Creșterea se menține așadar în capitală și după aproape 3 săptămâni de restricții care au presupus închiderea școlilor, portul măștii peste tot în București și de asemenea o creștere a numărului de pacienți și a pacienților în stare gravă, pentru că în capitală, ca și în multe alte orașe mari din țară, este extrem de dificil de găsit un loc în terapie intensivă pentru un pacient în stare gravă. Vedem asta în cifrele raportate la nivel național, 1076 în acest moment, cel mai mare număr de până acum, în creștere față de ziua de ieri și, din păcate, din nou un număr mare de decese, 130 în 24 de ore. Ne atrage atenția la această categorie, un deces înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani și două decese între 30 și 39 de ani. Aici e categoric vorba despre un copil. Suntem și foarte curioși ce să fi fost acolo. De cele mai multe ori în aceste situații e vorba și de comorbidități. Andreea, te rog să rămâi în continuare alături de noi. În legătură directă este profesorul Răzvan Cherecheș, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, profesor de sănătate publică. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Sigur, cifrele în acest moment specifice, tipice. Apropo, de ce nu putem testa mai mult și în weekenduri, domnule profesor? Sunt 11.000 de teste, 3.000 de cazuri, cel puțin pentru o zi de weekend, cam așa s-a întâmplat de când știm pandemia asta. Nu am un răspuns care să vi-l dau. Nu știu de ce nu se poate testa mai mult. Părerea mea care are de face cu planificarea și cu organizarea testării. Adică, bun, echipamente teoretic există, ce nu există? Oameni, resursă umană, aici ar trebui să lucrăm. E clar că avem această capacitate, nu de vreo 40.000 de teste aproape, dar weekendurile ne aduc această, cum să spun, limită de jos. Domnule profesor, controlăm sau nu în acest moment pandemia cu măsurile pe care le știm, intrate în vigoare de astăzi? Măsurile intrate în vigoare de astăzi ar trebui să ducă la platou inițial și ulterior la scăderea ratei în câteva săptămâni. Deci, în continuare vom vedea o creștere. În București ar fi trebuit, săptămâna asta ar trebui să vedem o intrare în platou. Sigur, ce s-a întâmplat peste weekend e complet irelevant din cauza testelor prea mici, definiția de caz, deci acolo nu putem trage nicio concluzie. Dar undeva pe miercuri-joi, în București și chiar și în Cluj, ar trebui să vedem un platou. Dacă nu vedem, vom trebui să așteptăm în continuare ca să vedem rezultatul restricțiilor de astăzi, care se adaugă celor luate acum două săptămâni. Ce ar trebui să urmeze după 30 de zile cu astfel de restricții? Ca să nu pierdem ce a câștigat. Deci 30 de zile ar trebui să se plafoneze și să ajungem undeva să coborâm aproape de 3. Ideea este, în momentul în care coborâm sub 3, nu avem voie să relaxăm în acel moment măsurile. Trebuie să coborâm cât de mult, pentru că în momentul în care se vor relaxa măsurile, automat va începe creșterea înapoi. Din cauza că virusul e prezent, continuăm să interacționăm mai mult în interiorul caselor. Deci, din acest punct de vedere, ar trebui să coborâm măcar până la un 1,5, 1, ca pe urmă să putem să relaxăm ușor
și să, iarăși, fiecare măsură de relaxare să fie, se introducă treptat. Relaxăm acum o măsură, stăm 2 săptămâni să vedem efect, iar mai relaxăm una. Deci va fi o iarnă lungă și pe ea. Aceste măsuri au venit, ați estimat că au venit târziu, domnule profesor, sunt suficiente, au venit suficient de repede? Sau am fi putut împiedica chiar și această creștere la care am asistat în ultima perioadă cu niște măsuri luate mai din timp? De exemplu, purtatul măștii. Da, purtatul măștii ar fi trebuit introdus obligatoriu în toată țara de la 1,5. Dacă s-ar fi introdus purtatul măștii obligatoriu mai din timp și s-ar fi făcut presiune să se poarte masca mai mult, atunci părerea mea că s-ar fi putut amâna închiderea localurilor, poate chiar și închiderea școlilor. Acum cu școlile e o discuție întreagă. Dovezile în momentul acesta mai degrabă indică faptul că ar trebui ținute școlile deschise până la clasa 4-a, cu ajustările de rigoare, în sensul de controlul transportului în comun, controlul aglomerării la intrarea în școală, clase mai mici, asigurarea unui sistem de ventilație în clase, dar impactul social, economic, educațional, cu toate școlile închise, va fi mai mare. Plus că până la clasa 4 exact momentul în care un copil au nevoie de suport și supraveghere și imobilizează încă un părinte din circuitul economic. Ce să se fi schimbat? Doamne profesor, apare zilele acestea informația privind testele rapide, acele teste antigen, vor fi vreo 3 milioane cumpărate. În luna iulie nu erau recunoscute sau nu erau cele mai bune, acum, în schimb, am putea să ne bazăm pe ele. Ce s-a schimbat între timp? Nu s-a schimbat mare lucru. La fel de puțin ne putem baza pe testele rapide și acum, dar ideea este că dacă aplicăm testele rapide număr mare, putem să obținem rezultate interesante. Deci, dacă vă uitați, de exemplu, la Slovacia, care au aplicat teste rapide, au găsit 40.000 de cazuri nedetectate anterior, care au intrat în izolare ei și familiile lor. Acum, mai nou, au apărut studii care arată că sunt șanse ca testele rapide să rateze 50% dintre cei pozitivi. Dar teste rapide aplicate relativ des pot să facă screening, să selecteze mai multe cazuri decât am putea face cu testele PCR. Deci au utilitatea lor, limitată, dar au utilitate. Andreea, dacă vrei să intervii, domnul profesor e aici. Despre vaccinare aș mai vrea, domnule profesor, să vă întreb. Sigur, au apărut deja discuții, sunt tot felul de indicii, ar putea să vină chiar la finalul acestui an, începutul anului viitor. Suntem pregătiți? Adică procesul este lung, e unul tehnic, foarte tehnic. La început din timp suntem pregătiți pentru perioada de vaccinare, dacă lucrurile se vor întâmpla așa cum ar trebui să fie ele, într-un calendar undeva la începutul anului viitor? Vaccinarea unui număr atât de mare de oameni și distribuiți pe un teritoriu atât de mare e un proces extrem de complex. Ar fi trebuit să ne apucăm de lucru deja din toamnă. Deci e un pic târziu. Sunt câteva aspecte care trebuie făcute. 1. Făcută strategia pentru distribuție și administrare, respectiv cine se va ocupa, trebuie deja să avem procedură clară de unde se pleacă, unde ajunge, cine administrează vaccinul și unde, care sunt grupele de prioritate. Este clar că cei care sunt în linia întâi, personalul medical, vor fi primii. Care este al doilea grup? Cum se ajunge la ei? Care e al treilea, al patrulea, așa mai departe? Aceste lucruri trebuie discutate deja și anunțate din timp. Pentru că altfel vom ajunge la haos, la oameni care vor insista să sară peste rând pentru că nu au fost informați corespunzător. Pe urmă, trebuie început o campanie de informare a populației vis-a-vis de vaccin. Cum este, care sunt condițiile, ce asigură, cum ne protejează. Pentru că avem un nivel de scepticism vis-a-vis de vaccinare relativ mare în România. Am văzut un studiu care zicea că peste 50% din populație este sceptică legată de vaccinare. Degeaba avem vaccinul dacă populația este sceptică să se vaccineze. Într-adevăr, protejăm pe cei vulnerabili, dar nu vom ajunge la o imunitate de grup necesară ca să reluăm viața la normalul dinainte. Cât de repede credeți că, cât la sută din populație ar trebui să fie imunizată cu acest vaccin sau prin vindecare de COVID-19 ca să considerăm că am depășit acest moment? Și vă întreb acest lucru pentru că vedeam chiar în această dimineață acea declarație a cancelarului Germaniei că ar trebui să ajungă Germania la un grad de imunizare de chiar și 60%. Și când s-ar putea întâmpla acest lucru din momentul în care vaccinul ar deveni disponibil? Pentru obținerea imunității de grup, imunitatea de turmă, avem nevoie să undeva între 60-70% dintre populație să fie imunizat. Fie prin trecerea prin infecție și vindecare, fie prin vaccinare. Acum,
totul va depinde de eficiența vaccinului, adică de procentul din populația vaccinată care are imunitate ulterior. Dacă eficiența vaccinului este de 70%, va trebui să vaccinăm aproape 100% din populație. Dacă eficiența este 90%, va trebui să vaccinăm un procent mai mic, undeva la 80% din populație. Deci totul va depinde, în acest moment încă nu se știe care e eficiența vaccinului, vom afla abia în momentul în care va fi acreditat și omologat vaccinul și lansat, dar va trebui să vaccinăm un procent mare din populație și nu va fi ușor. Perioada următoare, săptămâna următoare, estimarea dumneavoastră, domnule profesor, către ce fel de număr de cazuri ne îndreptăm? În continuare presupun o creștere mare, nu? Și pe terapie intensivă, presiunea rămâne destul de constantă, cel puțin ultimele săptămâni, sunt peste 1000 de cazuri internate la terapie intensivă. Din fericire, momentumul este relativ mare. E ca și cum ai avea un camion încărcat cu pietre care a pornit încet, încet la vale. L-am fi putut opri când avea viteză mică, acum are viteză mare. În următoarele săptămâni, eu nu mă aștept până în primăvară să se liniștească presiunea pe secții de terapie intensivă. Din potrivă, cred că vom ajunge la capacitate maximă și vom rămâne acolo până în primăvară. Primăvara este punctul pe care îl așteptăm cu toții, pentru că vom începe să ieșim din nou din casă și din nou, ca și primăvara trecută, prin aprilie-mai, lucrurile au început să se calmeze, pentru că am fost noi afară din casă. Dar până atunci lucrurile numerele vor continua să crească. E posibil să ajungem la 15.000 de cazuri pe zi. Următoarele două săptămâni sigur vor continua să crească, pentru că abia au fost luate măsurile. Undeva în 3-4 săptămâni trebuie să vedem un efect. Ce este foarte important este ca autoritățile să nu se grăbească să relaxeze măsurile. Ați văzut că în Australia s-a așteptat până au ajuns la zero ca să iasă din lockdown. Și a fost un lockdown hard, nu, la noi e unul foarte soft încă, deci nu suntem încă acolo. Va din potrivă, deci vă așteptați la restricții mai dure, mai mari după această perioadă de 30 de zile, mai ales că urmează și sărbătorile de iarnă? Nu. Deci eu cred că măsurile de acum, dacă sunt aplicate corespunzător, vor avea efect. Restricția pe timp de noapte va avea efect, este demonstrat deja că funcționează și în alte țări și duce la scăderea ratei de transmitere. Faptul că o parte, la noi toate școlile sunt închise, iarăși reduce dinamica socială, deci ar trebui să funcționeze, n-ar trebui să ajungem să luăm măsuri mai dure. Dar dacă ne uităm la calendar, la timpul cât ia până când va scădea rata de transmitere, cel mai probabil că vom avea un Crăciun și un Revelion în care nu se va permite aglomerare, nu se va permite petrecerile, colindatul, adunările de familie mari. Deci din acest punct de vedere, cred că ar fi înțelept din partea noastră tuturor să nu ne facem planuri și pentru ca să putem să avem măcar o primăvară cât de cât deschisă, este important să rămânem acasă de aceste sărbători și ar fi bine și autoritățile să anunțe că Crăciunul și Revelionul, nu avem niciun motiv să credem că am putea să le avem într-un mod similar cu ce am avut anterior. Mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru intervenție și pentru explicații. Andreea, între timp s-a clarificat. Am aflat mai multe despre situația celui mic, 4 ani. E vorba de o persoană cu comorbidități. Da, cred că este al doilea caz de 09, un copil atât de mic care într-adevăr avea probleme medicale destul de grave, însă după infectarea cu noul coronavirus a ajuns din păcate la deces. A mai fost un caz aproape identic în urmă cu câteva săptămâni. Practic, asta ar trebui să ne arate tuturor că este cu atât mai periculoasă infecția în momentul în care ajunge la o persoană care oricum are un istoric medical dificil. Mare parte dintre cei care au murit după infectare aveau cel puțin o problemă medicală anterioară. Cea mai frecventă este afecțiunea cardiovasculară, însă și diabetul este un risc destul de mare pentru cei care se îmbolnăvesc de COVID-19. Mulțumesc tare mult, Andreea, pentru explicații, pentru prezență, pentru detalii.